L-am visat pe tata aseară. Dacă l-ai visat, înseamnă că e bine. Crezi? Până nu murim, nu vom ști cum de e lor. Acolo sus, fără noi. De ce ai venit? Ți-am adus cadou, o coasă. Și... Și? Și voiam să citești de nevastă. Stai. Ăsta. Logodnic. Logodnic? Nu, logodnic. Uite, asta însemnă pentru mine. Mi-e frică. Și mie mi-e frică. Am visat-o pe sora mea. Stătea cu spatele la mine, într-o rochie frumoasă, cu plasa cu perle, peste cosița împletită. Să n-ai parte de la fericire, boss. Ascultă-mă, fetiță. Singurul sfat pe care ți-l dau e să nu stai niciodată părul. Să-ți acoperi întotdeauna spatele. Fiecare om are un talisman. Al meu e unghia de la degetul mic, iar tău o să fie părul. Dacă nu te potolești, am să divorțez de tine și în casa naturii meu tu nu ridici mâna la mine! A, da? O căutăm pe Anatolia. Sevoianț Anatolia. Nu cunoaștem nicio Anatolia. Am înțeles că este din sat de aici. Nu, domnule, n-avem nicio sevoianță în sat. Căutați în altă parte. Nu există rai, dar nici iad nu există. Fericirea e raiul, amărăciunea e iadul și Dumnezeul nostru e pretutindeni. Nu numai fiindcă e atât puternic, ci și fiindcă El este în toate cele fire nevăzute care ne leagă pe noi unii de alții. Ia-mă, doamne, ia-mă! Ce-are bursul? Bună ziua! Ați fost aici când a avut loc accidentul? Nu, n-a fost. Acum am ajuns. Nu știu despre ce este vorba. Ce părere aveți? Păi, n-am nicio părere, că de acum am ajuns, n-am văzut nimic. Dar n-am o părere bună.